mică a Teatrului Valah va avea cel puțin 100 de locuri, va fi dotată cu aer condiționat, cu fotolii, va avea sonorizare de excepție și lumini pe măsură. Spațiul va fi modernizat cu fonduri de la Consiliul Județean. Vor fi investite aici peste 700.000 de euro. Încep această săptămână cu raze de speranță, de soare. Este faptul că acum deja noi achiziționăm un diriginte, am pus ofertele pentru diriginte de șantier. S-au luat toate demersurile, toate aprobările ca sala mică să intre în refacere, în reconstrucție și va arăta minunat așa cum avem macheta pe peretele din această cafenea a artiștilor. Lucrările de la sala mică ar putea începe în martie și vor dura cel mai probabil un an. Pentru început se va acționa la consolidarea clădirii teatrului. Proiectul constă în organizarea și modernizarea sălii mici, adică arhitectură, în care de fapt se va face prin extinderea către exterior a clădirii și faza de consolidare a întregii clădiri. Faza următoare pe care teatrul trebuie să o facă, trebuie să achiziționeze serviciul diriginte de șantier, omul care va ține legătura între constructor și noi, deci un om pregătit profesional.